tânără chinezoică și-a luat băiatul, iubitul, și-a luat bărbatul ei la bătaie, efectiv, când a aflat ce cadou i-a cumpărat de ziua ei. Bărbatul ce-a făcut? Că și în China, și în Tanganyika, și în Lita, bărbații-s la fel. Poate cu ochii un pic diferiți și cu bărbatul s-o. A dus-o la o clinică de înfrumusețare și a spus că îi plătește o operație de mărire de sân. Nu-i bună asta? Chiar nu-i bună asta? Tipa, ci că s-a simțit ofensată, jignită, a sărit la bătaie acolo în clinică de era să se-l bată și pe doctorul estetician. La final l-a părăsit. Eu cred că băiatul ăsta, chinezul ăsta, cu banii aia, își făcea lui mai bine o operație de mărire de... Și atunci, iubita, nu se mai simțea atâta de ofensată. Observați ce, ce diferite sunt chinezoaicele față de românce. La noi nu se despar din motivul ăsta, ci din contră se combină cu un tip care este dispus să le plătească operația. Nu se despart dacă el vrea să-i pună silicoane. Se despart după ce a plătit implantul, când acum tipa știe că își permite unul mai bun decât fraierul. A se vedea ca Zuguță, Beyoncé de România, Leo de la Strehaia. Guță ce-a făcut? A luat-o pe Beyoncé de România, a tunat-o sus, jos, stânga, dreapta, nord, sud, est, vest, lateral și așa mai de 20.000 de euro la clinica prietenului Erdogan din Istanbul. După aia ce-a făcut? Beyoncé a început să arate din ce în ce mai bine, Guță a început să intre la idei, s-au despărțit și acum Leo de la Strehaia o ia pe asta ca nouă. E la a doua matriculare, un pic e dat ăsta care numără kilometrajul un pic peste cap, dar în rest e impecabilă, e luată, e polișată, asta e!